Sărut mâna, cu ce problemă la noi la cabinet? Am astenie de primăvară. Astenie de primăvară? Păi și eu am cauciucuri de iarnă, ăsta nu-i niciun bai. Da, dar nu știu, cumva mă simt foarte obosită, n-am niciun pic de vlagă și nu știu, simt așa cumva parcă că plutesc. Cântarul n-ar zice asta? Da, și aud, nu știu, aud zgomote în urechi. Auziți, e primăvară, e sezonul bormașinilor, toți vecinii își fac acum de cap, n-aveți de ce să vă faceți probleme. Problema e că am încercat tot felul de tratamente, chiar și fototerapia și... Fototerapia și nimic? Niciun rezultat. Păi dacă nu mai dă lumea like-uri la foto pe Facebook. Ok, și cam ce-mi recomandați? Instagram. 7-8 ore pe zi. Instagram. Și trece astenia de primăvară sau? Trece timpul și sunteți mai vesele. Pau! Domnul, dar bolile de nutriție sunt mai încolo. O lăsați-mă, domnul doctor. Eu am probleme cu astenia de primăvară. Așa. Mai în detaliu. Adică lipsa poftei de mâncare. N-am poftă de mâncare, efectiv. Și acum ce faceți? Acum ciuculesc. Aha. Bine, între mese. Altceva? Alte simptome? Abă, dureri de cap, lipsa poftei de mâncare și somnul. Nu pot să dorm. Nu pot dorm mai mult de 9-10 ore pe noapte. Deci astenia asta e cu de toate. Cam așa ceva. Păi dați-vă o șaormă cu de toate. Nu prea merge la mine. Tocmai am ciugulit vreo 3. 3 șaorme cu de toate. V-aș sfătui să mergeți un pic pe natural. Pe bio. Să mai mâncați, să ciuguliți și niște fructe. Cum faceți mișto de mine, nu? Eu? Faceți mișto de mine. Eu? La 100 de lei kilo de cirește, credeți că mi-arde de ciugulit? Băi, intru în depresie cu scorurile astea. Ok. Trec la Sanax. Ok. Nu m-a ajutat absolut deloc. Ba da. Hidratare. Hidratare. Trebuie să vă hidratați. Cu o bere. Și în o bere? Da. Mere. Și dacă beau bere, intră și niște mici. Și așa, după 4 mici, parcă vine un pic pofta de mâncare. Și uitați de ciugulit și a scăpat de astenie. Da, vezi dreptate. Asta spune-mi tu mie. Cum e vorba aia? Pofta vine mâncând. Nu ciugulind! Mulțumesc, doamnă doctor. Salut! O fost pe bilet de trimitere. Da. De la Roz. Bună ziua. Așa o fi la unii. Dar ce s-a întâmplat? De la astenia de primăvară. De la astenia de primăvară, mai concret, vă rog. După atâta iarnă, serotonina trece în melatonină. Păi da, e logică. Scade nivelul endorfinelor. Aha. Cresc factorii proinflamatorii și scad antioxidanții natural. Iubiți? Da, 2-3. Dacă iubiți viața, vreau să zic. Da, normal, dar acum mi s-a instalat depresia. Nicio problemă. Știu eu pe cineva care vă dezinstalează. Un profesor universitar, un doctor, o somitate în domeniu, nu? Exact. Piștii ăsta instalează, dezinstalează, reglează și nu costă mult. Nu? 100 de lei. Mulțumesc, domnule doctor. Nu, lăsați. Nu, vă rog. Lăsați aici. Okay. Următorul! Domnul Nicu, ce căutați aici? Domn doctor, mă scuzați! Pastilele vi le-ați luat? Păi, după ele am venit să le iau. Și mă duc!